România, unde a devenit o regulă ca trenurile să întârzie, călătorii pot să-și ia gândul că vor obține despăgubiri dacă au stat cu orele prin gări sau în vagoane. Deși potrivit unui regulament european, operatorii feroviari erau obligați să ofere compensații din această vară, oficialii de la noi au decis să amâne totul cu șase ani. Numai în ultimele zile, zeci de trenuri au ajuns mai târziu la destinație față de ora programată. Găcea și ajungi pe mâine, oriunde pleci în România. Ăsta trebuie să ajungă undeva pe la 11.30, da, se apropie. Și cât este acum? 12 și un sfert. jur de 40 de minute. Da, ce s-a întâmplat? Nu știu, mă auzeam, domni, că s-ar fi stricat locomotiva. Întârzierile sunt atât de dese încât cei mai mulți dintre călătorii s-au obișnuit. Se miră atunci când ajunge trenul la fix. La prânz în Gara de Nord, din 24 de garnituri, 7. nu au respectat orarul. Cu un sfert de oră, 20 de minute, ceva de genul ăsta. Trăim în România. Și ieri, 13 trenuri pe ruta Constanța-București au avut întârzieri mai mari de 60 de minute după ce angajații primăriei Valului Traian au rupt mai multe cabluri de semnalizare feroviară în timpul unor lucrări. Ar trebui făcut ceva cu CFR-ul, că e jale moare. Și condițiile din tren, disconfortul, stai înghemuit pe scaune sau să și scumpit. Trivii normelor europene, pasagerii ar trebui despăgubiți dacă trenurile nu ajung la timp la destinație. Mai exact, pentru o întârziere de 60 până la 119 minute, pot primi 25% din prețul biletului. Iar pentru o întârziere mai mare de două ore, 50% din valoarea acestuia. Regulamentul va intra în vigoare în vara acestui an și va fi valabil în toate statele Uniunii Europene, nu și în România. Oficialii din Ministerul Transporturilor au un plan să amâne plata despăgubirilor pentru 2029, potrivit unui proiect de hotărâre de guvern. La noi infrastructura lasă de dorit. Cine se despăgubesc? Cine? E greu. Dacă nu se investește... Compensații pentru întârzieri se acordă deja în Franța, Italia și Germania, unde companiile de transport oferă până la 50% din prețul biletului sub forma unui voucher dacă trenurile au întârziere de câteva ore. Dacă regulile s-ar aplica și aici, aproximativ 20% dintre cursele de pe traseele mari ar trebui să fie despăgubite. În 2021 au fost întârzieri totale de 6,6 ani iar în 2022 au trecut de șapte ani și jumătate. Pentru moment, oamenii pot cere despăgubiri numai pentru călătoriile internaționale, cum ar fi București, Viena sau Budapesta. Iată însă ce a pățit o doamnă după ce a ajuns cu o întârziere de 8 ore în Austria. Nu s-a putut. Am venit la CFR aici la București, am spus că vreau să facem reclamații și am spus că nu avem nicio șansă. Degeaba le cerem că banii nu ni se vor returna înapoi. Și condițiile din tren sunt uneori greu de tolerat. În plus, viteza medie pe calea ferată în România este de 44 de km pe oră.